Pregătiți-vă! Un val de căldură greu de îndurat se îndreaptă către România. Arșița fără precedent, care a pârjolit deja vestul Europei, vine și la noi. În Anglia, termometrele au indicat peste 40 de grade Celsius, practic cea mai ridicată valoare din istorie. Autoritățile au emis pentru prima dată cod roșu și au sfătuit pe oameni să rămână în case. În Spania, incendiile au înghițit mii de hectare de vegetație și pun în pericol traficul feroviar. La rândul lor, francezii vorbesc despre apocalipsa meteo. Din cauza căldurii năucitoare, a izbucnit un incendiu de vegetație în zona metropolitană a Londrei. Lucru neobișnuit pentru această regiune. Flăcările au cuprins și mai multe locuințe. În Regatul Unit al Marii Britanii a fost doborât, de altfel, recordul de temperatură. 40,2 grade au fost înregistrate la aeroportul Heathrow din Londra. Specialiștii estimau că se vor atinge chiar 42 de grade. Un român care lucrează acolo a simțit pe pielea lui arșița. Astăzi a fost destul de greu de lucrat, prima parte a zilei, începând cu ora 11 până la aproximativ ora 1 ora locală. În momentul de față, la nivelul betonului, se simt 46 de grade. Meteorologii britanici spun că în regat ar fi fost astăzi mai cald ca în 99% din orașele de pe pământ. Pentru prima dată a fost emis un cod roșu de caniculă. Cald, înăbușitor, umiditate, e cald, foarte cald. Am fost informat să nu ieșim din casă, dacă se poate, unele trenuri s-au oprit, unele locuri de muncă au încetat activitatea. Cred că sunt peste 40 de grade, sincer să fiu, ne topim. Asta e cuvântul, ca și cum ai fi într-un iad. Precedentul record de caniculă pentru regat era de 38,7 grade cu plus, în 2019 la Cambridge. Și o vreme s-a crezut că maximele nu pot depăși vreodată pragul psihologic de 40 de grade în Marea Britanie. Alerta de cod roșu emisă de serviciul meteo acoperă cea mai mare parte din Anglia, în centru, nord și sud-est, cuprinzând inclusiv capitala, Londra, Manchester și York. Temperaturile extreme au provocat o situație neașteptată ieri și pe aeroportul Luton, de lângă Londra. Oficialii au închis pista de zbor pentru 2 ore, după ce s-a topit asfaltul în unele locuri. Și milioane de francezi îndură în aceste zile o căldură apocaliptică. 2 incendii de proporție au izbucnit și s-au extins în regiunea Gironde, din sud-vest. Într-o săptămână, flăcările au pârjolit aproape 17.000 de hectare de teren, mai mult de o dată și jumătate suprafața Parisului, sau echivalentul a 20.000 de terenuri de fotbal. Today is very critical day. The problem is the wind. We don't know at the moment which direction it will take. Peste 30.000 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor. Nu toți au vrut însă să plece de acasă. She says she's lived here all her life and isn't going anywhere. She says she'll die here. Recorduri de temperatură au fost doborâte în mai multe orașe din toată țara. La Paris, cele 41 de grade înregistrate după prânz au alungat oamenii din zonele emblematice, de obicei pline. Este zăcușeală, aerul este fierbinte și greu de respirat, iar asta se vede cel mai bine în zonele turistice, cum e aici, la turnul Eiffel. Sunt destul de puțini oameni și doar la umbra sau în jurul fântânilor, deși în mod normal este plin de turiști aici, în această perioadă a anului. Și în Spania, incendiile au nimicit până acum mii de hectare de vegetație și amenință zeci de localități. În marile orașe din peninsulă, autoritățile au emis alerte de cel mai înalt nivel și le-au cerut oamenilor să stea în case. Nu rezist să stau, cred că e mai rău decât pe poplită încinsă. Trebuie să stăm în case cât se poate mai mult, pentru că e atât de cald încât simți că te arde, ca și cum ai ține un fel în mână și ți-l ai pune în față. Cel mai greu e pe timpul nopții, în schimb, pentru că diferența dintre zi și noapte nu mai e atât de mare și poți să deschizi geamul, poți să dai drumul aer condiționat, că totuși diferența nu se simte, tot e cald. Potrivit specialiștilor, valul de căldură extremă se îndreaptă acum spre România și începând de mâine vom simți și noi o creștere accentuată a temperaturilor. Meteorologii estimează că până la sfârșitul săptămânii, în multe zone din țară, în special în jumătatea sud-vestică, termometrele vor urca până la 39 de grade Celsius. Cosmin Stan, ProTV.